Salut, eu sunt Mihai, iar tu ești la revizia de film. Eu nu înțeleg de ce l-a pocnit, că mie mi se pare o întrebare perfect normală, adică oricine ar vrea să... știi? Can I touch them? În revizia astăzi băgăm Licorice Pizza, care a fost regizat de Thomas Anderson, care a mai regizat și There Will Be Blood. În rolurile principale îi avem pe Alana Haim și Hoffman Cooper. Această dramă romantică a avut un buget de circa 40 de milioane de dolari și a avut încasări de circa 31 de milioane de dolari. Semn că nu prea s-au vândut saltelele cu apa anul ăsta. Dar, oricum ar fi, să intrăm în revizie! La ce profil e o fată care are 25 de ani și are treabă la liceu? La pedofilie. Finish him. Nu prea am ce să zic. Maxim, dacă vreți să vedeți o lecuțică de Bradley Cooper și de Sean Penn. Bănuiesc că ăsta e filmul pentru voi. Nu de alta, dar ambii actori principali sunt în debutul lor cinematografic. Producția are mai mult un vibe de Disney Channel, doar cu mai mulți hormoni și droguri. Băi, ești băiatul, nu mai băga legale, băi, malone, băi. Și mulți hormoni. I'm a virgin. Da, na, ce era să faci ca tânăr în anii 70 în America? Mai fumai o marihuana, mai jucai o păcălea, mai vindeai o saltea cu apă. Dacă stai singur printre blocuri, vino cu noi și spune nu la droguri. Regizorului Paul Thomas Anderson, care, surpriză, a și scris film, a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film și pentru cel mai bun scenariu. N-a câștigat, însă a luat premiul BAFTA pentru cel mai bun scenariu original. Nota mea pentru film este 8. Alo? Protecția copilului? Alo. Cred că se întâmplă ceva dubios în filmul ăsta. Da, nu știu ce să zic. Nu știu, cred că nu o să... nu știu. Știți când vă îndrăgosteați la 15 ani de vreo profesoară sau vreun babysitter? Boy. Asta se întâmplă și în filmul ăsta. Un puș de 15 ani se îndrăgostește de una de 25 și nimeni nu zice nimic. Mami issues la greu. De ce are titlul pe care îl are? Întrebați-mă ca să vă întreb, că nici eu nu știu. Why? Why? What? Aparent, regizorul a văzut când era mic un lanț de magazine care aveau titlul ăsta și s-a gândit că magazinele aveau feeling-ul pe care el vrea să-l dea filmului. În fine, mie am dat doar feeling de mental issues, dar anyway, enjoy! Nota mea este 7. Mulțumim că ai rămas cu noi până în momentul ăsta și scrie-ne în comentarii părerea ta despre filmul ăsta dacă l-ai văzut. Și rămâi cu mine pentru că am un cadou pentru tine. Wow. Membrii familiei personajului Alana sunt jucați de membrii familiei actriței. Goodbye. Fai, mamă, ce distribuție! Ai pe capul meu! Aoleo, ai dus-o mitica mea! Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn. Bradley Cooper, apare chiar și taicăsul lui Leonardo DiCaprio, George DiCaprio. N-avea bătrânul cu cine să joace șah în parc și l-a băgat fisul în film cât rezolvă el problema asta cu încălzirea globală. În filmul ăsta s-a intrat pe nepotism. Aproape toți din filmul ăsta sunt sau au cel puțin o rudă care e un nume important în lumea cinematografiei. Nice. Pe partea de actorie, Ashtia nu sare departe de trunchi. De pe ei, Sean Penn interpretează o fosilă a vechiului Hollywood, agățată de vestigiile virilității sale. I'm too intelligent for this shit, man. O prestație plină de autoironie. Tom Waits interpretează aici un regizor bătrân, iar Bradley Cooper rupe în interpretarea lui John Peters, unul din coafezii Barbara Streisand, care pe urmă i-a fost și iubit și producător. Pe scurt, toată lumea are o prestație foarte bună, captivantă, plină de umor, iar protagoniștii au momente care te fac să simți tânjeneala pe care o simțeai la 12 ani când vorbești tu cu o fată. Nota mea pentru filmul ăsta este 8. Pentru filmul ăsta, Anderson a fost propriul său director de imagine, alături de Michael, protagoniști. Cât despre coloana sonoră, aici avem melodii pentru toată lumea și pentru fiecare stare de spirit. Iar melodiile lui David Bowie, Nina Simone și The Doors reflectă epoca filmului. Iar aici Greenwood face o treabă la fel de bună, pentru că între el și Anderson nu este prima colaborare. Nota mea este 9.50. Acum că am ajuns la final, media filmului este de 8.125 sau 8.12 sau 8,
Dacă ne dădea o saltea cu apă, poate îl făceam nouă, da, aia e. Dar rămâi cu noi pentru că urmează rubrica M-a rupt, m-a frânt, în care colegii mei vor spune ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut la filmul ăsta. M-a rupt. Mama mea e florăreasă. Perioada filmului și cum a fost reprezentată. Nu am fost eu adolescent în America anilor 70, dar aș fi vrut. Pe mine m-a frânt când băiatul o întâlnește pe fată și apoi îi spune lui fratisul că aia e fata cu care o să mă însor. Băi băiatule, du-te și fă-ți tema la matematică, dă-o încolo. Marș! M-a frânt cum conduc femeile în filmul ăsta. Impecabil. Se vede că e Hollywood. Women are not people. They are devices built by the Lord Jesus Christ for our entertainment. M-a rupt cromatica filmului, care m-a dus cu gândul la celălalt Anderson. Wes Anderson. Mulțumim că ai fost cu noi în revizia asta și dacă te-am ajutat, ajută-ne și tu pe noi cu un like, un share și un subscribe ca să ajungem la cât mai multă lume și dacă ai cumva un film pe care vrei să-l băgăm în revizie, scrie-l în comentarii să ne certăm pe note.